Bine v-am regăsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Reușita. Suntem în luna martie, luna femeilor. Ca atare avem din nou o invitată la emisiunea noastră din această seară. Îi spunem bun venit, Marie Nica. Bine te-am găsit. Mulțumesc foarte mult pentru prezența la emisiune. Vom avea posibilitatea să discutăm și despre sport, și despre nutriție, și despre ce înseamnă să ai un business ca femeie într-o lume preponderent a bărbaților. Dar iată că ai reușit și tocmai de aceea ai venit și la Reușita. Să facem un joc de cuvinte. În primul rând, pentru cei care nu te cunosc foarte bine, haideți să facem o scurtă prezentare. Îți mulțumesc frumos pentru invitație. Cei drept, vreau să spun că am ceva emoții, așa că o să vă rog frumos să mă scuzați dacă mai fac câte o mică greșeală. Mă numesc Maria Nica, sunt instructor de 15 ani de zile, sunt instructor sportiv și acum aproape 10 ani am decis să plec din sala în care activam ca instructor și să-mi pornesc propria mea afacere. O chestie care a fost foarte greu. Ce-i drept? Greu la început, iată sunt 10 ani de atunci. Era o perioadă după criză, după criza care ne-a afectat până în 2012, tu ai deschis această afacere. De ce ai făcut acest pas? N-ai mai vrut să fii angajat, ai devenit antreprenor. Cum au fost primii pași? Și dacă ar fi să dai timp înapoi, ai mai face același lucru? Da, ca să plec cu finalul, l-aș face și l-aș face mult mai devreme. Adică aș pleca direct pe cont propriu, dacă ar fi vremea de atunci, dar acum m-aș gândi de ce. Astăzi nu știu dacă aș mai avea curajul să mai deschid o afacere nouă. Este foarte greu și este greu să te descurci în hățișul de probleme legale, de tot felul, de opreliști. E greu la început. E greu la început. Dar atunci aș fi putut să plec mult mai devreme, dar n-am avut curaj. Deci o primă calitate pe care trebuie să aibă un antreprenor este curajul, da? Și un pic de nebunie. Îți trebuie o doză mică de nebunie ca să poți să pleci. Că trebuie să pleci de la o chestie care este sigură, adică ești angajat, altcineva se ocupă de ceea ce trebuie să faci tu, da? Să-ți iei salariu, să-ți aducă clienții în sală, în cazul meu, da? Eu pur și simplu îmi luam salariu, da? Când am plecat, trebuia să mă ocup de absolut tot. Și de adus clienți, și de salarii, și de chirii, și de absolut tot, da? Deci îți trebuie și un pic de nebunie. Trebuia să ai grijă și de plățile către furnizori, să ai grijă de bancă, etc. Nu mai vorbim de asta. Bun. De unde această pasiune a ta pentru domeniul acesta? Ai făcut sport de performanță? Am făcut sport de mică, am făcut gimnastică la Clubul Petrolul, dacă pot să spun, da, că este un club sportiv. Așa, și după aceea am trecut la atletism, unde am stat câțiva ani și știți că pe vremuri, eu acum am 52 de ani, da, și am prins vremurile de dinainte, când părinții spuneau ce sport, carte și anul ăsta sportul, că avem treaptă, lăsăm pe planul 2. Da, erau alte vremuri și atunci mai renunțam un an la sport, mai dădeam o treaptă, mai făceam iară sport, iar mai dădeam o treaptă și după care o lungă perioadă de timp n-am mai făcut sport după ce am terminat 12 clase, am făcut facultate, am făcut un copil și după ce am făcut un copil am ajuns la concluzia că trebuie să facem și nițel sport. Că nu se mai putea. Avansasem și în vârstă. Am plecat întâi la alergare, în parc, la sala sporturilor. Dimineața la 6:30, eram eu și căței comunitari și încă vreo 2-3 oameni care alergau. După care am auzit de o sală unde se practica un sport, în speță sportul cu aceste minunate ghetuțe pe care le avem aici. Da, da, le avem lângă noi și chiar o să ajungem și la ele să vedem care sunt, cum se utilizează, care sunt beneficiile, care sunt riscurile, dacă există. Da, și de acolo am ajuns în sala respectivă, am intrat în sală ca și client și în foarte scurt timp, bineînțeles că sportul de dinainte și-a spus cuvântul și am ajuns și mi-au propus să fiu instructor. Mi-am făcut școală de instructori,
mi-am luat atestatele, mi-am luat atestate pe fiecare specializare pe care o predau acum în sală. Și care ar fi acestea? Păi, instructor de... sunt sporturi, de fapt, nu cred că ar fi o problemă să le spun. Instructor de aerobic, de step, de aqua gym, de kangu jumps, de fit boots, de bosu, de rebound, adică pe trambuline. Sunt multe atestate pe care noi, ca instructori, ar trebui să le avem și zic eu că și clienții ar trebui să fie un pic selectivi, să vadă dacă instructorul cu care lucrează are ceva în spate, adică o diplomă luată, să știe ceva. Noi la școala de instructori am studiat de anatomie, am studiat un pic de kinetoterapie, tot ce înseamnă ceva să poți să duci omul acolo unde trebuie fără să îi produci leziuni. Da, deci te-a pus să faci un sport și hai să vedem, merge sau nu merge. Te uiți și vezi, n-o să pui o doamnă de 100 de kilograme să sară pe trambulină, să facă nu știu ce, nu știu așa. O iei ușurel de la bază, adică trebuie să cunoști câteva elemente de bază din anatomie, câteva elemente de bază din kineto, din orice ține de treaba asta. Și în momentul de față poți susține toate aceste cursuri sau chiar le faci pe toate? Da. Dacă ai cerințe? Da. Da, le țin pe toate. Eu țin mare parte din clase, le țin eu. Îmi place, tot timpul învăț, tot timpul încerc să mă perfecționez și să aflu cât mai multe, în așa fel încât fetele care îmi vin în sală, clientele care îmi vin în sală, să plece mulțumite și să vină cu plăcere la sală, chiar dacă doare, chiar dacă nu mai pot, chiar dacă, știu eu, sunt multe alte probleme, dar să plece cu o stare de bine din sală. Cât de mult contează că ești acum în pielea, să spunem, a profesorului, a instructorului, dar te pui și în situația lor, pentru că ai fost și tu, la un moment dat, sportiv, da? Și cunoști care sunt greutățile, care sunt poate chiar frustrările care apar. Deci aici este foarte greu, pentru că de obicei la sală vin doamne care zic, măi, vreau să slăbesc. Bun, deci asta este prima chestie care o spun când vin în sală. Și de regulă spun, vreau să slăbesc eventual de ieri. Eu am venit asta, dar de ieri pot să slăbesc. Foarte repede, adică. Da, și atunci trebuie să explici că tot ceea ce a pus pe ea ca și greutate în 2-3 ani, îi va trebui aproape dublu timpului să dea jos și să și mențină. Pentru că nu o să poți... Ce se întâmplă? Să zicem că ții o dietă. Mi-au venit cliente care au ținut diete. Tot felul de fantastic, de chestii fantastice, deci ceva de groază. Eu am zis că e așa ceva nu există. Internetul de diete. Da, dar că o să venim imediat și la chestia asta cu mâncarea. Nu poți ține dietă toată viața. Da, să zici că ții 2-3 zile ca să te duci la un eveniment, da, 2-3 zile nu te ajută să dai 20 de kilograme jos. Am auzit de cliente care mâncau o roșie și o frunză de salată. Și veneau la sală și mi-era frică să lucrez cu ea pentru că ei se făcea rău. Și asta, zic, când mi-au spus, cea mai bună dietă e foamea. Nu, cea mai bună dietă este aia pe care nu o simți. Aia care pur și simplu îți intră în sânge, în obișnuința ta. Da? Ok. Bun, nu te poți abține de la mâncare? Atunci măcar fă sport. Fă sport și consum ceea ce ai mâncat. Sunt foarte multe fete în sală care zic, da frate, vreau să mănânc o prăjitură, bun, mănânc o prăjitură și vin și fac două ore bandă sau știu eu ce Dumnezeu fac. Și atunci ok, nu, parcă e o compensație. Odată e frustrarea că trebuie să țin dietă, mă, uite, ăla mănâncă nu știu ce, vreau și eu, da? Și a doua oară te gândești, doamne, am mâncat aia, dacă nu fac nici sport, să pune și să pune peste și să mai pune peste și atunci ce Dumnezeu fac? Așa că mai bine dacă mănânc astăzi o înghețată, mâine fac 500 de abdomene și am terminat. Am rezolvat-o, nu?
Teoretic, da. Există și frustrări, pentru că oamenii nu până la urmă trăiesc și ca să mănânce, nu să simtă bucuria mâncării și a gustului. Și atunci, dacă îi spui de mâine nu mai e voie să mănânci, nu știu, prăjituri XYZ, da, intervine o frustrare și poate chiar la nivel mental se produce ceva care nu este în regulă pentru individul respectiv. Și mai este o chestie. Este foarte greu de menținut, pentru că organismul este destul de șmecher, ca să zicem, și în momentul în care vede că tu îi reduci aportul caloric, se gândește, ce face ăsta, se joacă cu mine, da? Deci hai să vezi cum mă joc eu cu el, știi? Și își limitează arderile la minim și zice, cât, ca să alergi pe bandă 2 ore, în mod normal, să zicem că ai consumat 100 de calorii, da? El stă, se gândește, de fapt nu se gândește, că știe el ce are de făcut mai bine, că se simte bine grăsuț, așa, și zice, ce-ar fi să consumăm în loc de 100, doar vreo 10-20. Și îți dai seama că tu tragi la sală și tragi la sală și tragi la sală și nu vezi rezultate. Și atunci zici, păi, ce fac? Pe bune, deci nu mănânc, muncesc, mă zăpăcesc și eu nu văd rezultate. Vezi, aici trebuie să treci peste hopul ăsta și să-i dai senzația, să-l păcălești uneori, să-i dai senzația că, da, mă, uite, de fapt, eu de fapt nu-ți fac nimic, Aru, eu îți fac un bine, știi? Și îi mai dai, ai tras la sală o săptămână, păcălește-l cu ceva. Fă-l să dă-i să mănânce într-o zi. Și zice, opa, ia uite că mă primesc mâncare. E un fel de cheat day, așa se zice, cheating day, știi? Ziua de trișat. În care, acum, nu o să toată ziua să băgăm și fripturi și prăjituri și nu știu ce, dar să faci o mică poftă. Și atunci subconștientul zice, opa, stai că eu am primit o recompensă, da, parcă îmi vine să fac chestia asta. Îmi vine să mai muncesc nițel. Și îl păcălești. În momentul în care iarăși nu mai merge antrenamentul care mergea înainte și care înainte mi-aducea beneficii și slăbeam sau nu știu ce, schimbă un pic antrenamentul. Da? Intră pe alt tip de antrenament. Dă-i altceva de ales, pentru că el se zice, băi, ce fac? Stai că asta nu o știu. Ar trebui să fac altceva. Și atunci iar l-ai păcălit un picuț. Sunt multe moduri de a păcăli și sunt multe moduri frumoase de a păcăli. Da? Ok, nu mai merge, te duci, te plimbi o săptămână, da? În loc de sală, de tras de fiare și de nu știu ce, te plimbi o săptămână, după care te întorci la fiare. El deja este în degringoladă, nu știe, bă, ce face asta cu mine? Și atunci trebuie să te respecte pe tine, știi? E un fel de joacă tu cu tine, tu cu organismul tău. Laboratoarele ProWater Ecosystem oferă servicii de analize pentru ape uzate industriale, menajere și de răcire, dar și determinări de noxe profesionale în mediul ocupațional. ProWater Ecosystem. Respect și integritate pentru mediu, calitate și conformitate pentru ape. Coralimpex, numărul 1 în activitățile de deratizare, dezinfecție, dezinsecție și tratamente fitosanitare, înseamnă calitate la standarde europene la cel mai bun preț. Seriozitate, competență și profesionalism numai la Coralimpex.
îmbătați de soarele din Podgoria dealul mare. Strugurii de pe plantațiile Ferruccio dau cele mai rafinate vinuri. Fie că vei alege un Cabernet Sauvignon, o fetească neagră, un rosé sau un Sauvignon Blanc, te vei bucura de o experiență extrasenzorială pe care nu o vei uita. Pentru că în fiecare sticlă am surprins bogăția pământului și dărnicia soarelui. Ferruccio. Pentru momente plăcute. Am discutat în prima parte a emisiunii despre ce înseamnă această, am încheiat de fapt cu păcălirea organismului, dar putem să-l păcălim așa la infinit, pentru că spuneai la finalul primei părți că trebuie să mai facem câte ceva ca să creadă organismul că e ok pentru el și să consume mai mult decât ar dori el să consume, nu? Pentru că de fapt aici se rezumă totul. Și aici cred că discuția este puțin mai amplă, ține și de metabolismul fiecăruia, pentru că am văzut persoane destul de slăbuțe care mănâncă foarte mult și își satisfac absolut toate poftele și nu se îngrașă. Sau alții care orice mănâncă imediat se simte la cântar. Da. Din punct de vedere al nutriționistului, ce ai putea să ne spui? Pentru că știu că ai făcut și aici un atestat în acest sens. Am făcut școala de tehnician nutriționist și am avut o profesoară foarte bună care ne-a spus atunci când faci un plan alimentar cuiva, trebuie să ții cont de ceea ce face în viața de zi cu zi, de ceea ce îi place și să încerci să nu devină o corvoadă dieta. Da? Să încerci să-i faci dieta în așa fel încât să-i lași și o mică plăcere sau să, cumva să o faci ca plăcerea aia vinovată să fie una nevinovată. Da? Și ne-a spus, nu poți ține o dietă, exact ce am spus în prima parte, nu poți ține o dietă la nesfârșit, nu se potrivește dieta aplicată mie cu dieta aplicată ție, da? Deci nu sunt două persoane la care să... Da, poate merge în prima parte. În primul rând, atunci când facem o dietă trebuie să avem grijă să nu pierdem masa musculară care este prima care pleacă, cu ghilimele de rigoare, în cadrul unei slăbiri necontrolate. Da? Deci organismului îi place foarte mult să mănânce ceva bun. Ce este bun? Mușchiul. Mușchiul este bun, da? Și abia la sfârșit va apela la depozitele de grăsime. La fel se întâmplă și în cadrul orelor de sport, în care în prima fază voi folosi energia mea din ce am eu, voi folosi o parte, voi degrada o parte din mușchi, da? Și abia după aceea, dacă nu am grijă, să suplimentez, să refac mușchiul respectiv, abia la sfârșit va lua din grăsime. Deci grăsimea este cea care se duce cel mai greu. Și cum facem ca să remediem această deficiență, să spunem? În primul rând, umblăm un pic la alimentație. Un pic sau un pic mai mult? Ei, hai, un pic, lasă așa, un pic. Dacă zici un pic mai mult, deja intră în panică. Da? Dietele alea în care încep astăzi și mâine am dat 10 kg jos nu sunt diete care se vor menține pe timp lung. O slăbire controlată este o slăbire în jur de 3 kg 4 pe lună și atunci asta se va menține în timp. Da? În momentul în care ai pierdut 7-8 kg într-o lună, la revedere, aia în 2 luni se pune la loc și chiar mai mult de atât, pentru că e panica organismului să-și aducă înapoi ceea ce a pierdut. Există și riscul de a destabiliza metabolismul organismului prin astfel de diete rapide sau necontrolate? Bineînțeles, întotdeauna. Și dacă faci o chestie de genul ăsta, va fi o furtună generală în organismul tău și nu o să-i mai dai de cap sub nicio formă. Am trecut și eu pe acolo, că la un moment dat mă îngrășasem, la un moment dat a trebuit să iau niște pastile, că eu sunt operată de coloană, pe coloană de 2 ani de zile și un an de zile am luat calmante și, sincer, încă un an de zile după operație a trebuit să muncesc, să scot efectele calmantelor din organism. Bun, am ajuns și la aceste minunate ghete. Sau nu știu, am zis bine ghete? Ghete. Da, ok.
Da. Ce sunt ele și ce fac? Sunt niște jucării, efectiv sunt niște jucării. Dar nu sunt pentru copii? Nu, ba da, avem și pentru copii, avem și varianta pentru copii. Okay. Dar, ți-aduce aminte că erai mic și ce zicea mama? Nu mai sări pat, că strici arcurile. Probabil că a fost cineva care a zis, băi, dar de ce să nu mai sări eu în pat? Ok, hai să fac ceva, să sar. Și a creat minunile astea de ghete. Primele, adică cele albe, sunt ghetele pe care am început eu să practic sportul ăsta. Este un sport foarte frumos, da? Iar cele roz, bombonelul ăsta de aici, ca să-i zic așa, cele de lângă tine. Cele de lângă mine, sunt ghetele pe care le folosesc acum. Hai să o luăm cu beneficii. În primul rând, ele au un sistem care ajută la reducerea impactului cu solul. Da? Deci faptul că eu merg pe tocuri este o chestie grea pentru coloana mea. Da? În momentul în care sar pe ghetele astea, arcul dintre cele două susține și preia șocul săriturii. Da? Deci asta ar fi, toată lumea zice, vai, ghete, nu se poate, strici, genunchi, fac de 15 ani. De 15 ani m-am operat pe coloană pentru că era o accidentare veche. Dar cred că dacă n-ar fi fost acest tip de încălțări, acest tip de ghete, m-aș fi operat mult mai demult. Da? Deci, prin poziția pe care o adopți când stai pe ele, îți pune la lucru cei doi mușchi de pe lângă coloana vertebrală. Cei care, de fapt, susțin postura corectă a corpului, da? Deci nu mai stai pe coloană, stai, te ții pe mușchi, atunci e cu totul altceva. În afară de asta, tot sport, toată ora care se face pe aceste ghete, da, este pe muzică. Este o muzică antrenantă, este o muzică frumoasă, este, te face efectiv să te simți bine. Faptul că sare așa tot timpul, toată ora, îți dai seama, sare o oră întreagă așa, bine, pe diverse mișcări, pe diferite chestii, te face să te simți bine, te face să te simți copil. Săriturile care se efectuează pe ghetele astea, în primul rând, clar, nu-ți fac rău. În al doilea rând, pun în mișcare limfa, da? Măresc capacitatea pulmonară prin faptul că trebuie să și respiri când faci sport, adică trebuie să tragi un pic de aer în piept, da? Îmbunătățesc sistemul circulator pentru că se activează circulația, vă dai seama că e un efort cardio. De aceea eu iubesc ghetele astea din tot sufletul, da? Am început, așa cum am spus, pe cele albe. Aceasta este generația nouă, cele roz sunt generația nouă și pe care le iubesc maxim. Ai spus că există și pentru copii, da? Și da, care ar fi vârsta minimă la care se poate un părinte să vină cu un copil la tine la sală și să-l aducă pentru acest sport? Deci ar trebui să aibă un minim de 20 de kilograme și aici de vârstă minimă nu știu cum să spunem o vârstă minimă, pentru că știi ce se întâmplă? În ziua de astăzi foarte mulți părinți preferă ca ai lor copii să stea în fața laptopului sau în fața tabletei, în fața unui device. Să butoneze un gadget, într-adevăr. Da, să-l ducă la cursuri, da, să-l ducă la cursuri de orice altceva decât să facă un sport. Puțini părinți acceptă ideea ca al lor copil să transpire. Puțini sunt cei care, dar copilul dacă transpiră răcește. Ba nu, copilul dacă transpiră își formează sistemul imunitar, da? Că eu mi-aduc aminte că eram mică și mâncam țurțuri de eu n-am mai răcit de ani de zile, nu știu ce e răceală. Vreau și o să, bine, să batem un lemn. Eu nu am răcit, da? Și atunci, asta pentru că atunci când făceam atletism, antrenoarea noastră ne trimitea în alergare prin zăpadă de la stadion de la Petrolul până la grădina zoologică la Bucov. Era și mai multă zăpadă atunci. Era și mai multă zăpadă, ce-i drept. Aveam și, da? Unde să ne ducem. Deci veneam fleașcă. Deci eram fleașcă și nu conta că ne-am udat sau că aveam țurțuri în păr. Da? Și nu, uite, noi stăm
din punctul ăsta de vedere suntem mai bine. Copiii din ziua de astăzi încă nu știu să facă sport. Și dacă să revin la ce m-ai întrebat tu, deci am zis un minim de 20 de kilograme ca să poată să suporte, să îndoaie arcul ghetei, chiar dacă este pentru copii, și să aibă un minim de coordonare. Pentru că ne lăsându-i să facă sport, nu se coordonează. Sunt copii care ajung la clasa 1 și nu știu să alerge. Eu lucrez cu niște copii de la un after school și avem probleme când le spun să facă alergare cu genunchii sus. Ce-o fi? Nu înțeleg. De fapt, ei sar de pe un picior pe altul. Nu înțeleg ce, că trebuie să-i ducă cu o frecvență. Da? Și atunci e destul de greu. Trebuie să iei de la... Un copil mi-a plâns că n-a știut să se dea peste cap. Cum? Deci, Doamne, iartă-mă, la clasa a doua, a treia, nu poți să nu acestea știi sunt, asta. Da, metehnele care le generează o societate preponderent digitalizată. Nu suntem contra digitalizării, dar totul trebuie făcut cu măsură. Exact cum trebuie făcut și în alimentație, nu? Pentru că dacă faci lucrurile cu măsură și într-o dietă, nu-ți dezechilibrezi nici organismul și ai și rezultate pe termen lung. Dacă ar fi să, nu știu, după această emisiune sunt câțiva telespectatori, presupun, care vor să vină la sală, vor să se joace cu aceste ghete, dar am înțeles că faci și aquagym. Foarte pe scurt, într-un minut, ce înseamnă acest aquagym lucru? Aquagym este o gimnastică în apă. Este o mișcare plăcută, dar din păcate în momentul ăsta în Ploiești nu mai avem o piscină în care să ne putem desfășura această activitate. Trebuie o anumită adâncime a apei. Piscinele care sunt au 1,40 m, 1,60 m și nu poți face aqua în momentul în care stai pe vârfuri dacă tu nu știi să înnoți și ți-e frică de apă și nu poți controla corpul. Da? Deci ar trebui să sperăm ca cei care ne închiriau înainte piscina să revină la sentimente mai bune și să închirieze din nou, să dăm drum și la această activitate. Dar momentan suntem în sală. Cum sunteți de găsit? Ne găsiți pe Facebook, pe mine, sau ne căutați pur și simplu după ghetuțele astea și atunci sigur ne găsiți. Bun, ultima întrebare, pentru că chiar dacă aparent ceea ce faci constituie un timp liber, nu, pe care tu îl folosești ca și business, pentru că ai spus că totul a devenit un business pentru tine în urmă cu 10 ani. Ce faci în timpul liber dacă ai așa ceva? Care sunt plăcerile, pasiunile? Unde îți place să călătorești? Da, nu știu dacă mi-ar plăcea să călătoresc, dar am de ales între a călători și ar fi urât să spun munca în grădină? Nu. Îmi place tare mult să stau la mine acasă, da? Și să lucrez în grădină de dimineață până seara, deci crede-mă, n-aș face altceva. Îmi place foarte mult. Mă relaxează. Am câteva tufe de lavandă pe care le îngrijesc, am câteva tufe de trandafiri. Acolo îmi place. Îmi place, nici nu știu când trece timpul, nu știu dacă s-au făcut 2, 3, 4, ies dimineața în grădină și mă prinde seara. Al meu zice că sunt sclav, e sclav pe plantație. Pe propria plantație. Pe propria plantație, da. Nici noi nu știm când a trecut timpul alocat acestei emisiuni. Mulțumiri pentru prezența la ediția de acum. Poate vom mai avea ocazia să discutăm, pentru că sunt sigur că au mai rămas și alte aspecte care nu le-am atins acum. Mulțumiri pentru prezența la emisiune. Și eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, să aveți parte numai de realizări.